ce? Mai stau. Vini. Nu știu dacă sunt vini. Vini. Propun un moment direct cu recepție. Cred, Dumnezeu să te ierte și să o ignească în pace. Ceva în comentarii la ședința anterioară. La procesul de fapt, ședința anterioară. Doamna secretară, în concediu și pe acum vi le trebuie să încă. Intrați în drept de un bărbat de ședință. Nu, trecem la ședința de azi. Dar prima dată. În sala de ședință a Consiliului Local, următoarea ordine zi. 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani în comisiile de administrație și al școlilor cu personalitate juridică din localitate și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității pentru anul școlar 2018-2019. 3 diverse. Trecem la primul subpunct și dacă nu sunt propuneri care... Supunem la vot. Supunem la vot, deci... Nu, dar aici, vă. Da. Cine este? Ordinea de zi, cine este pentru? Aici, vă. A, ține? Împotrivă? Da. De acord. Trecem la primul subpunct, deci alegerea noului președinte de ședință. Propunem. Da, domnul Mureanu. Propun de domnul German. Așa, și dumneavoastră. Domnul German, dacă vreau domnul Ciprian Barna, dacă... Asta supunem la vot. Dar cine este pentru? Domnul German, să fie nou președinte. Proiectul privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Balcani în comisiile de administrație ale școlilor și personalitate juridică din localitate și Comisia pentru evaluare și asigurarea calității pentru anul școlar 2018-2019. Aici, dacă sunt discuții, cine este în scrima discuții? Masa cu domnul Conel Vădoianu și doamna Vasilica. Alte propuneri. Alte propuneri, dacă mai sunt. Dacă nu, supunem la vot alegerea domnului Cornel. Cine este pentru? Ține, împotrivă, deci, cazul ăsta rămâne domnul Cornel. Și doamna Vasilica. Și doamna Vasilica, da, amândouă. O propui acum, domnule. O propunem, da.
Cine este pentru doamna Vasilica? Pentru școala Balcan și... Propuneți dacă sunt atunci pentru școala Balcan. Nu, e pe masă, propune cu domnul German. Da. Mai este sunt și alte propuneri. Atunci o punem la vot alegerea cu domnul German. Da? Cine este pentru? Deci, comisia pentru evaluare. Da, ce totul e făcut. Da. Abținere împotrivă? Și majoritatea. Acum pentru Balcan. Asta. Școala din Schip. Da, Balcan. Școala unde ești? Interviu. Schip, Urdaș și Balcan. Da, sunt corect. Pentru școala din Balcan, domnul Pi, domnul Ungureanu și domnul Topalin. Consiliere de parte cu... Da. Consiliere parte din comisie. Din Consiliere din Strasă. Da. Cine este pentru cei doi? O dată, nu? Da. Abținere. Împotrivă, nu. De ce rămân unii fără de la un doi? Propuneri pentru comisia de evaluare. Domnul Vărău, pentru comisia de evaluare. Da. Mai sunt și alte propuneri? Nu. Atunci ce supunem la vot pentru comisia de evaluare, domnul Vărău? Cine este pe amul? Majorita. Abținere. Da. Rămâne domnul Vărău. Liber. Trecem la următorul subpunct. Discuții la diverse. Cine? Cine se înscrie la cuvânt la diverse? Da, cine e asta dacă nu ai vorbit? Da. Și domnul Ciurgia v-ați trimis o adresă către Consiliul Local, în atenția spre ființa primarului Bacanul Carasim. Am tras acțelul, sunt acestea, eu și fac, o să fac un răspuns, sunt 30 de zile. Să vă rog să-mi luam fiecare. Da, veniți cu idei, poate știu, eu oricum n-am început să fac cu răspunsul, nu țin bine am răspuns. Trebuie luat măsură că se rupe toată legătura. Da, a fost la drumul, nu i-am spus.
Știu, dar trebuie făcut ceva, că da, este și fisura, am văzut că s-o prăpat. El stă jumătate de bot în aer, cum ar veni, și deja s-o prăpat eu în bot. E treaba serioasă. Deci stă, pare așa, vreo 30 de centimetri suspendat, jumătate de pilon, chiar pilonul din mijloc. Da, tu trebuie și pentru ala de la frumoasă, am văzut că azi e un picior tot așa, cu probleme. Da, fac adresă. Așteptăm să întâmple accident și așa m-a mai fost. Păi sunt ca în Italia, că nu puteți într-un somn. Da, nu. Da, atât. Da, domnul Gândar. Da, ceva mai scurt. Am trecut, am văzut zi curățenia Colșa. Într-adevăr, aici la Barcar Martin au unei probleme, problemele cu contarele de la noi când îți ful, îți puse exact la puntea care vin ăștia de peste apă, dar trebuie luată în considerație că sunt foarte multe locuințe de la deal de biserică. Și nu cabe, dar trebuie acolo dus unul sau chiar două contarele. Sunt mulți care nu intră mașina, deci cei de la deal de biserică la Balcan Margina nu intră mașina. Toți aduc acolo. Am dat, am constatat că mai așa am de dreptate. Deci n-au unde să punem. Și sunt containe de gunoi care sunt chiar vă rog foarte frumos. La containe de veste care l-a trimis Consiliul Județean, nu facem un loc de amenajare, că ați văzut că le-o răsturnați. Asta o să vin cu o propunere, să găsim loc pentru nu prea e de acord lumea. Să găsim loc unde să le amplasăm și facem tot așa, cu rampă, cu beton, dar asta probabil că nu la anul, sau dacă vine ceva de la rectificare, nu vă propunem în Consiliul Local. Și tot referitor la lunaie de selectate, trebuie din tot din primării, oricum e poliția comunitară, să mai spună la oameni să facă, de exemplu, sâmbătă, duminica, lunea, să fie care nu au mobilie, să ducă, nu marța. Omul zice, bă, aia plătit, duc când vreau eu. Deci poate să țină gunoi acolo în curte 2-3 zile. Un alt punct, v-aș ruga să începeți demersurile, să preluăm drumul ăla de la Schedul Frumoasa, de la Oporul Sârbii, până la anul, la primăvară, să fie în domeniul primăriei. Să putem face ceva pe drumul ăla. Că poate iarna, poate reușăm. Ghidionul, până la mănăstire. Mm-hmm. Totuși, sunt niște acte de făcut. Am văzut că au început lucrările la Cojol. La noi mai durează mult până când terminăm. Am semnat contract. Da. Dar trebuie oricând începe. De bine, Consiliul a fost plecat în concepe săptămână. Începe. Face lucrurile. Oricum, anul ăsta începe. O lună, la fel de... Tamam. Nu, dar o lăbă pasă, nu știu acum, dar nu știu. O licitație? Sau cu licitație? Nu, la licitație, am făcut o partidă pentru oară, cu neam de foc. Eu vale acum, am înțeles cu marcă, de drumul, două săptămâni de drumul. Da. Era nevoie, am avut o discuție cu da, am fost și eu chiar la domnul. Au venit oameni, voia la frumoasă trebuia să ducă bisichet, să ducă din ei, la Răcăruță. Și acum unde vreau la domnul, la domnul inginer. Nu mai ai schimbul să vină la frumoasă, nu avea sens. Este, de aia, întâi am studiat la populație, după aia la film. Și-o negociam un preț ceva sau prețul? Prețul minus, negociam, mi-a zis că preț de stat. Și de la fiecare familie sau? Da, 10 metri cub de familie. Spuneți populație să facă cedere, din foc și construcție. Să apropie o mână, nu știu, acolo, adică acasă, e tare. Până 10 metri. Îți face și foc. Ce, mă, din cine am mai tăiat?
Scos la luminică. Am să trimit, să trimit prețul. Nu vreau să nu vor fi afișat, nu am reușit prețul. Nu chiar mic. Dar că de unde cer de asta. Dar la luminică la niște lucruri la 24 lei în preț. Nu vreau să nu vreau să nu vreau să domnul președinte, dar nu mai înscris, haideți. Da. Declară închis. Dacă am putea mai sunt alte discuții studiului diverse, atunci declară-mă ședința. Mi-a mai greu ședința. Da. Vă spun puțin. Declară-mă abordarea în concediu din primărie.